spune, teoretic, căsătoria ar fi momentul în care doi oameni ajung la un grad de înțelegere, iubire, coabitare, așa, și atunci ei se duc în fața lui Dumnezeu și zic, Doamne, noi vrem să fim unul. Noi suntem pregătiți să fim unul. Cum să vă explic? E foarte greu să te înțelegi tu cu tine, dar apoi să te mai înțelegi doi. Și atunci, vă dați seama că în momentul în care doi oameni zic, gata, noi suntem pregătiți să fim unul, pentru că universul ăsta tinde, deci universul material tinde să se să se despartă în elemente constitutive, universul spiritual tinde să se unească în elemente. Deci, există o natură a universului material care este destructivă și există o natură a universului spiritual care este unificatoare. Adică, cum zicea Părintele Stăniloae, să ne reîntoarcem la unu și vorbea despre unitatea în diversitate. Adică fiecare din noi să ne întoarcem la Dumnezeu. Asta reprezentând unitatea în diversitate. Dar până să ajungem noi să ne unim în diversitate, adică în Dumnezeu, Doamne, trebuie să trecem prin unirea în doi. Când se pleacă de la simplu la complex. Doi, trei, patru, mă rog, vedeți, o familie întotdeauna are mai multe elemente. Mai multe. Bun, haideți să vedeți ce reprezintă din punct de vedere energetic. Din punct de vedere energetic, eu avem un bărbat și o femeie. Mă rog, am făcut capul, bărbatul cu capul mai mare, da. Nu e totdeauna așa. Și avem niște câmpuri, da? Și niște centri energetici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și la doamna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. În momentul cu unii, m-am uitat și de curiozitate cum se face cu unii asta. Domnule, se unesc niște câmpuri. Și câmpurile care se le-